Suntem aici din nou după o lungă perioadă în care nu ne-ați văzut. Am reapărut. Sincer, mi-e atât de ciudat să filmez încât nici nu știu cu ce să încep și ce să spun. Dar m-am gândit să încep un vlog și asta pentru că avem în fața noastră un weekend destul de relaxant, sper eu cel puțin. Plecăm pentru un weekend la Koblenz. Săptămâna asta am avut aniversarea noastră de căsătorie, am făcut 9 ani de căsnicie și Călin s-a gândit să mă surprindă cu un weekend aici în apropiere, știa că nu suntem dispuși să plecăm și nu avem timpul necesar să plecăm pe distanțe mai mari, așa că a rezervat ceva la 150 de kilometri de casă. Suntem pe drum într-acolo, este vineri după masa undeva la 4 și jumătate. A durat atât pentru că eu am început munca din întâi și am fost astăzi și eu la serviciu, a fost și Călin. Pe când a venit Călin acasă, Aris adormise pentru că a fost și el obosit, s-a trezit de dimineață și efectiv am luat lucrurile așa, având în vedere că e vremea asta așa afară, am zis că oricum nu facem astăzi nimic decât ne facem check-in-ul acolo la hotel și probabil mergem în cameră și lenevim și dormim de vreme sau ne uităm la Netflix sau habar n-am ce o să facem, dar vreau să fie totul așa pe relax total. Arată doar ploi, adică mâine parcă arată doar nori și ploaie spre după masă, dar duminică arată ploaie, oricum duminică după ce facem check-out-ul. Nu știu dacă vom mai face ceva pe acolo. Dacă mâine reușim să vizităm ce e de vizitat, am vrea să ne plimbăm cu, nu știu cum se numește, scaunele alea. Doamne, nu vine acum. În fine, poate vă arăt și vouă în cazul în care facem ceva. Dacă nu, i-am zis lui Călin, sincer, nici nu îmi displace ideea unui weekend într-o cameră de hotel în care nu faci absolut nimic decât să stai să lenevești, să mănânci, să te uiți la televizor și cam atât. Adică, bine, cu Aris va fi puțin mai dificil. Era acum și un puseu din ăsta de creștere și este destul de morocănos. Cel puțin în ultimele 2 zile e atât de morocănos și atât de nervos din orice și mănâncă atât de mult încât nu știu cum o să-l ținem pe el în cameră. Bine, nu ne dorim să stăm în cameră, dar dacă este vremea așa încât să trebuiască să stăm în cameră, n-avem decât să o facem. Bun, lăsând la o parte chestia asta, s-au întâmplat câteva chestii. Unele dintre ele vă povestesc despre ele mai târziu, adică prin vlogurile următoare, pentru că deocamdată nu s-au materializat în totalitate. Sunt niște planuri care sunt pe punctul de a se realiza. Dar până nu este totul sigur, 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 nu vreau să vă spun mare lucru. Și de asta am absentat atât, pentru că am avut o perioadă foarte aglomerată. Am fost și în România 2 săptămâni plecați. 2 săptămâni super, super faine care au trecut așa, deci nici nu știu să vă spun. Am mai filmat, am început să mai filmez când ne-am întors din România, dar pe urmă n-am mai continuat vlogul și am lăsat o baltă. Am avut, de când am venit din România, pe acasă o grămadă de treabă. Ne-am reapucat de renovări cu baia de jos, cu pe la garaj am terminat. A fost așa o nebunie totală. Am început și eu serviciu. Am avut și eu cină super faină, chiar cu câteva zile înainte să încep lucru cu colegii, unde i-am cunoscut pe toți și am o echipă așa de faină și la lucru este ok, îmi place. Peste o săptămână primesc și mașină de serviciu, împart cu o colegă de-a mea 2 săptămâni eu, 2 săptămâni ea. Este și ăsta un plus pe care la momentul la care am semnat contractul nu am știut de chestia asta și a apărut așa pe parcurs. Și nici nu mai știu, băieții sunt acum la Peco, de asta am și început să filmez. Acum vin, s-a dus și Aris, cum îi spune, oh, ce scump e, cacao cu lapte și chec ceva să bea, să mănânce și să bea cacao cu lapte. Și Călin văd că a luat coffee. Super! Mie mi-a luat un cafe latte și el și-a luat, nu știu ce e asta, coffee drink. Aris și-a luat cacao. Wow! Și un chec, așa-i? Da. Și
Și da, o să mai filmez. Acum au venit ei și ne îndreptăm, mai avem vreo 100 de kilometri. Dar filmez zilele astea. Adică asta îmi propun și sper, pentru că a trecut atâta timp de când nu am mai filmat și n-am mai postat nimic. Și multe dintre voi mi-au și scris pe Instagram în mod deosebit dacă suntem ok, dacă e tot în regulă, când revenim. Nu mi-am planificat nimic și nu știu când o să revin și dacă o să revin așa regulat cum v-am promis. Dar da, cam atât. Gata, vă las, plecăm. Când intri în cameră, este aici un pat de o persoană. Aici este stația de ceai, cafea. Și aici este un balcon. Aici este holul și tot un dulap foarte mare. Băieții inspectează și ei. Aici e baia cu cabină de duș, toaletă, iuvetă. Du-te și fă, mami. Nu mă duc, că aici este tot un cuier. O oglindă super mare. Și aici este practic camera noastră. Patul de două persoane. În colțul ăsta e televizorul și probabil aici este frigider sub, cred. Sau așa ar trebui. Mm-hmm. Da. Frigiderul, un birou. Aici este un loc așa gen living. Și aici mai este un balcon cu privire la pădurea. Cred că aici este parcarea. Cam asta vedem de pe balconul de la noi. Better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Dreamers of the shore.
now on this boat, and we all know where we belong. Just wait, ooh, wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us. If we just hold. Every dawn, ooh. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we've got, and when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the Look ahead, the sea is calm.